ți-a adus un butoi de 60 de litri. Am emoții, de sincer, chiar am emoții. Ai grijă la față. Nu mă așteptam la așa ceva niciodată, sincer să vă zic. Salutare, tror, mă numesc Eugen. La dorința lui Moca și Adi, astăzi vom încerca să facem o rachetă. Dar pentru acest experiment am decis să aducem un expert care se pricepe mai bine, și anume Bogdan, IVM Family. Salutare tuturor, direct din România am ajuns aici la Eugen. Mulțumesc că m-ai chemat, sper să facem o treabă bună și să iasă ceva super, super mișto. Să avem o reacție super șmecheră. Deja urmează să vedem. Până ajungem la rachetele de 20 de litri și 60 de litri, vrem mai întâi să vă arătăm ce se întâmplă dacă folosim o sticlă de cola de 1,5 litri și punem gaz, pentru cei care nu știu. Mai întâi o să extragem gazul din butelii. Da. E foarte important să ai mânuși, pentru că în viață și te și arde. Abia aștept racheta aia mare să vedem ce se întâmplă. Am văzut la tine în video că ai făcut cu 20 de litri și s-a înălțat 3 metri? Cam așa, cam 3 metri, da. Abia aștept să văd la aia mare, de cât are aia? 60? Sau 60 de litri. 60 de litri, abia aștept să văd acolo. Exact ce trebuie noi doi la un experiment de genul ăsta, cred că ne-am nimerit bine. Trebuie să golim un pic din cola. După care punem gazul. Pune eu primul sau pui tu? Pune tu. Tu, sper să nu dau pe jos. Gata. Ajunge. Și dau asta aici, să nu ne încurce. Oh. Așa, perfect. La mine a înghețat sticla. Hai. Îi dai tu primul, da? Dau eu primul. Fii atent. 3, 2, 1 și... Hai, nu. De ce? Trebuia să-i dai drumul. Trebuia să-i dau drumul, am ținut. Stai, așa. Din păcate, eu am ținut puțin mâna aici și s-a dus, ai văzut, s-a întors. Eu o să încerc să o țin de hai aici. Hai să mă dau puțin așa. După care, 3, 2 și... Mamă! Dacă, dacă și nu din era... start. Dacă nu era copacul, cred că se ducea și mai sus. Dar prima dată am zis că nu se duce, ai văzut? Că a stat puțin, da? Și după. Pentru că la prima tură am dat puțin fail, ca să zic așa, nu mi-a ieșit. Vreau să mai facem încă o rundă, să lansez și eu cum trebuie. Pentru că la tine s-a dus cum trebuie, dar la mine a fost cam nașpa așa și nu mă las. Dacă pui capacul, explodează imediat. Tu faci un test. Da, da, și cum se aude aici, o să plece toată lumea din parcul ăsta. Nu. Nu prea e indicat. 3, 2 și... Gata? Mamă, dar unde s-a dus? A luat-o așa, nu știu, strâmb. Asta e chestia, că la ăstea cu gaz nu știi niciodată unde se duce. Adică nu poți să-ți dai seama dacă se duce în stânga sau în dreapta. Și greu și pentru cameraman ca să prindă. Mm-hmm. Eu zic să trecem acum la... Hai că abia aștept. La bidonul de 20 de litri. Oh, dar ce avem aici? Să-mi pun ochelari să fiu pregătit. Eu de ce nu am ochelari? Cred că aveai și tu acolo ochelari. Dacă ne aduce cineva ochelarii lui Eugen, vă rugăm. Sau nu sunt? Sunt tine. Nu, no, ai luat doar pentru mine. Deci, din păcate, ochelarii lui Eugen au rămas în studio. Deci, acum urmează un proces mai lung. Să turnăm toată cola în bidon. Cred că e de ajuns, tu ce zici? Asta e... Deja. Mi se pare că este destul de mult cola acolo. Mi se pare foarte greu, nu știu câtă putere o să aibă. Păi acum zic să-l mai golim un pic. Tu decizi, cum crezi tu. Să mai dăm puțin cine jos. Cine e expertul? Părerea mea este să mai dăm puțin jos din el. Sper că n-am avut o idee proastă și să meargă. Că și-a pus baza în mine, practic, în ceea ce am spus eu. Experimentul depinde acum de... De ce am spus eu. Eu zic că la așa o cantitate de mare avem nevoie de foarte mult gaz. Pentru asta avem o soluție. Imediat, stați așa. Wow, aleu, Eugen, dar ce ai luat aici? E foarte, aproape cât mine, uite puțin. Foarte mult gaz. Bogdan, eu zic să pleci un pic mai în spate. Okay. Și ca să avem gaz lichid, trebuie să întorci butelia invers. Dacă o țin așa, e ok? Da. Cine a strâns-o? Nu știu. Gata. Oh, este. Cred că ar fi fost bine o mască în acest caz. Asta nu ne-am gândit. Oprește? Păi un pic. Un pic, nu? Până la urmă am decis să punem gazul în această sticlă de 5 litri. 5 litri, da, exact. De ce? Pentru că în găleata asta, când punem gazul, având jetul prea mare, dă pe afară. Și trebuie să avem ceva mai închis, cu gura mai strânsă. Asta îl punem aici.
Gata, a pornit. Ia zi cum e. Lasă să vedem acum. E bine. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar sticla a înghețat. Este o temperatură foarte scăzută. Acum cu jumătate. Oprez? Nu, mai lasă. La ce te aștepți de la a doua parte? La experimentul ăsta cu așa multă cantitate? Eu sper să se ducă undeva cam cât stâlpul ăsta, dar cam greu. Sperăm să iasă ceva frumos. Deci acum urmează să punem gazul în butelie. Ușor, ușor, ușor. Aerul, da, care este și vaporii de la cola. Nu știu dacă se observă pe cameră, dar vezi vapor aici de la gaz, cum se vede? Eu n-am făcut niciodată pe canalul meu cu atâta gaz, n-am avut de unde. Iar când mi-a zis Eugen să facem un clip de genul ăsta, i-am zis, da, clar, am luat mașina cu Danu și am venit direct aici să facem. Am mers de dimineață la ora 4, zic, trebuie să facem neapărat experimentul ăsta, ești nebun? Vai, dar cât de rece e, pe bune! Stai să văd dacă pot să fac eu aici ceva. Cred că se vede cât de cât, cam atât gaz e până acum. Mamă, și încă mai are de pus. Și gata. Facem o cruce mare, sper să fie ce trebuie. Am emoții, de sincer, chiar am emoții, sincer vă zic. Deci sunteți pregătiți? Înainte de asta nu uitați de butonul de like acolo. Apăsați butonul de like și de subscribe, bineînțeles. Eu zic câte like-uri să fie? 100.000 de like-uri pentru experimentul ăsta. Și stați până la final pentru că asta nu este tot. Urmează un butoi de 60 de litri. Până aici. 3, 2, 1! Unde? A rămas în copac. Măi, 1! Unde? A rămas în copac. Nu, e acolo. Oh my god! Nu mă așteptam la așa ceva niciodată, sincer să vă zic. Nici nu am văzut-o cu ochii, în care direcție s-a dus. Deci, nu vreau, exact, deși cum îmi bate inima, nu se vede. Nu mai contează că m-am urdărit. A, tot nu, uite la mine. Ce ți-am zis eu la început? S-a dus cât stâlpul. Uite cum mi s-a făcut părul pe mâini. Ce fel mi s-a făcut pielea. Deci a fost, nu că forță, super șmecher. Nu uitați de like acolo, vreau să văd cât mai multe like-uri. Când mă gândesc că trecem la următorul de 60 de litri, vedem dacă mai avem gaz acolo. Cum ți s-a părut? Nu m-am așteptat. N-am cuvinte, s-a așa emoționat, parcă zici că am făcut pentru prima dată asta. Deci am făcut de atâtea ori. Dar în cantitatea asta n-am făcut niciodată și ceva nou, ca să zic așa, pentru mine. Asta e. Ca să fie mai simplu de turnat, o să scot capacul. După cum puteți vedea, am improvizat acest capac, am lipit această țeavă de canalizare. Da. Să aibă jetul mai puternic, nu te referi? Da. Cât este mai strâns, jetul este exact ca la rachetă, se duce mai mult. Punem cola, punem gazul, după care capacul și o lansăm în spațiu. O să încerc să torn cu tot baxul. Acum partea cea mai interesantă. Life hack de la Orange Blue. Eu nu beau cola. A, tu nu bei cola? Nu consum cola. Nu mai nimerit. Îți dai seama cum, cum trebuie să o ridicăm? Plus 6 litri de gaz. Mamă, și trebuie să o întoarcem, da. Doar să o ridicăm. Deja este foarte greu, plus gazul. Noi de ridicat o ridicăm, dar e problema că trebuie să întoarcem. Și să o poziționăm ca să zboare exact drept în sus. Acum urmează să punem gaz în sticlă, după care să o lansăm. Punem asta de 5 litri. Încercăm să-l umplem. Dacă mai rămâne gaz, eu zic să mai punem. Dau drumul. Sfatul meu pentru voi este să vă uitați la Eugen, să apăsați butonul de like aici și să nu încercați să faceți asta acasă, pentru că este destul de periculos. Poate voi când vă uitați la noi vi se pare o joacă, dar nu este o joacă. Știm ce facem și avem grijă. De la maxim. La maxim? Da, da. Am oprit. Punem ce avem, după care încercăm să mai... Să mai punem gaz. Uite cum fierbe. Exact ca un vulcan face. Mamă, dar uite vapor ieșea de aici. Hai să vedem dacă putem să mai punem gaz acolo. Dacă mai avem. Eu zic că mai este. Este la maxim. Sigur? N-am ce să mai opresc. Încercăm chestia, da? Din păcate s-a terminat gazul și am consumat toată butelia asta, bine, la toate pe care le-am făcut până acum. Dar fii atent, dacă se strâng peste 100.000 de like-uri, așa, eu promit că vin din nou din România, aici la tine. Și, nu știu, iei două din astea și facem cu două. Putem face una și mai mare. Putem să facem una și mai mare. Face o construcție, deci, ca să nu o ridicăm cu mâna, okay, dar să fie totul simplificat, okay, da. Deci dacă se strâng peste 100.000 de like-uri, promit că vin din nou aici la el în Moldova și facem din nou încă un experiment de genul ăsta. Acum urmează doar să punem capacul. S-ar putea să fie prea puțin gaz pentru cantitatea asta și s-ar putea să nu avem o reacție destul de wow, cum ne așteptăm noi. Este prea puțin gaz. Sper să greșesc și să se înalțe puțin. Hai, hai să vedem. Pregătit? 3, 2, 1 și 8 puțin, da?
exact ce am spus înainte să facem asta. Din păcate a fost prea puțin gaz. Din păcate. Dar avem o reacție super mișto la cel dinainte, pe care l-am făcut. Chiar îmi pare rău, dar s-a terminat gazul și asta este. Dar ți-am zis, da, că se strâng peste 100.000 de like-uri. Am promis. Eu când promit, oamenii știu. Dacă promit ceva, fac. Păi cred că peste o săptămână vii iarăși. Când se strâng, eu o să vin aici la tine. Ok, da. Oricum, apăsați butonul de like, apreciați munca pe care o face. Este prima dată când mă întâlnesc cu el și pentru mine este un om super minunat. Abia aștept să mai facem experimente împreună și muncește foarte mult, așa că merită aprecierea voastră și dați un like acolo. Apropo, la Bogdan pe canal găsiți un alt super video filmat împreună. Exact, o să fie ceva super, super bombă. Mișto. Nu aș fi Orange Blue dacă aș renunța așa simplu la un test de gen. Exact. De aceea am umplut butelia din nou cu gaz și vrem să facem ducem partea a doua cum ar veni să mai încercăm încă o dată. Sper să-mi iasă de data asta și să fie ok. Gata? Pregătit? Da. I-am dat. Un pic mai tare. Vezi? Deci sper că așa se umple. A, mi-a înghețat degetul. Poate opresc, torn aici, acolo și iarăși. O să punem tot gazul, după care o să mai umplem încă un bidon. Ăsta e înghețat, e tun. Să punem așa ușor, ai grijă la față. Fierbe în lăuntru. Acum un chibrit. Am descărcat toată butelia asta, nu mai are nimic în ea. Avem o dată 6, încă o dată cred că vreo 4, 2 și ceva. 2, și cu ăștia, cred că 10 3. Litri avem în total. Imposibil dacă nici de data asta nu merge, nu știu. Ia uite acolo într-o parte. Vezi? Deci sunt cristale așa. Acum urmează să punem iarăși capacul. Am emoții. Like acolo, forță, vreau să vă like-uri multe. Sper de data asta să iasă ce trebuie. Ești pregătit, Eugen? Da. 3, 2 și... A sărit capacul. A sărit capacul. S-a ridicat puțin parcă, nu? Da, s-a menținut câteva secunde. Pe aici așa am văzut. De ce? Nu se poate așa ceva. Dacă rezista capacul, cred că ai văzut. Eu reacția zic că a fost. Se ducea mai sus. Știi ce e asta? Asta e un motiv că la 100.000 de like-uri să venim și să facem 100 de litri? Ce zici? Eu sunt aici, îmi scrii, îmi dai stai mesaj. Stai seama dacă capacul rezista. Practic tot e posibil. Acum când mă gândesc la asta, parcă îmi pare rău. Faceți 100.000 de like-uri ca să punem capacul cum trebuie și să facem cu 100 de litri. O butelie întreagă am pus-o și asta e cu experimentele. Nu știi niciodată. Dar eu zic că a ieșit destul de bine. Față de prima dată, mult mai bine. Mult mai bine, mult, mult mai bine. Bogdan, sper că ți-a plăcut ceea ce am făcut azi. Dacă nu-mi plăcea, astăzi nu mai eram aici cu tine. Am putea să facem și a treia încercare, dar deja trebuie să pleci. Nu este timp. Dacă vrei, du-te și încarc-o și mai facem a treia încărcare. Fă, tăiem asta, las. Du-te și încarc-o, dar nu, că e problema în capac. Da, bam. Ai? Hai, du-și un pe ăla. Mai dăm un pic. Totuși am decis să facem și a treia încercare. Voi umple iarăși butelia cu gaz. Deci trebuie să dați like pentru Eugen că nu s-a lăsat și asta îmi place foarte mult. N-a renunțat și facem și a treia încercare. Gândiți-vă că a încărcat butelia asta de 3 ori. Și ca să iasă experimentul nu afară, vreau să deja zic, este... dar costă ceva să încarci de 3 ori. Adică e de apreciat. Până o încarci tu, eu pun aici acolo, pregătesc tot numai cât tu vii cu gazul, bine? Da, da. Perfect. Nu mai iese niciodată de aici. Dăm niște găuri aici frumos. Deci, partea a treia cred că o să fie cu noroc. Pune-i tu pe aia și după aia vin și eu cu ăștia, ușor. Sperăm, pentru că, sincer să vă zic, dacă n-am mirosit astăzi la gaz, de m-am săturat. Sunteți pregătiți? A treia oară! Ne-a apucat și noaptea aici! 3, 2, 1! Oh my god! What the fuck? Gazul a venit în mine, în fața mea! Oh my god!
Și când credeam că gata, iarăși. 1! Wow! Oh, bă! Nu te cred, ne-a făcut pleașcă pe toți. Păi eu zic că s-a meritat. Da, aici am aici. Făcut până am reușit. Păi ești nebun, tu mai mult s-a dus. 2, 1! What? Tot gazul a venit în mine, în fața mea. Păi sper că n-am rănit pe nimeni aici, dar nu cred că e nimeni nu aici, nu? S-a auzit nimeni. Eu cred că asta merită 100 de mii de like-uri. Mai ales că n-am renunțat. Deci mie nu-mi vine să cred cât s-a dus, mă crezi de ce am rămas? Deci am zis, am rămas așa, zic, bă, o fi adevărat sau... Eu practic nu am putut să văd că toată cola a spus la tine. S-a meritat, chiar și s-a meritat. Și eu zic că dacă se adună 100 de mii de like-uri, facem cu 100 de litri de cola. Dar ce ziceți? De data asta mergem într-un câmp undeva. Și trebuie să facem o platformă imensă. Da, trebuie să facem ceva, un suport, ceva, pentru că nu putem să ridicăm noi 100 de kg. 100 de kg. Să avem ceva și când dai drumul sau tragi de sfoară, știi, să se întoarcă, ceva de genul, să facem un dispozitiv, ceva. Da. Asta nu, cred că, asta nu cred că e o problemă, cred că te descurci la așa ceva. Că am văzut că ești inventiv, adică te descurci. Fără probleme. Totul depinde de voi. Cât mai repede adunăm 100 de mii de like-uri, filmăm acest experiment. S-a meritat. Bogdan, îmi pare bine că ai venit până în Moldova. Adică chiar îmi pare bine și știam că nu o să vin degeaba. Știam că nu o să vin degeaba. Că facem echipă bună. Cu voi a fost Eugen, Bogdan. Vă ne salut. Revedem foarte curând. Salut. Mai lasă. Luăm puțină pauză, 10 minute și după... Pentru că am emoții așa și vreau să mă liniștesc puțin și după trecem la ăla de 60 de litri, bine? Da, nu aș fi orangeful dacă aș renunța pur și simplu la un experiment. Am de ce să umplem butelia cu gaz, îi da băvati.